scandal monstru la primăria capitalei. Micu subliniere Ordan, evacuat de agenții de paz de la edina Consiliului General al Capitalei video. Scandal monstru la primăria capitalei. Deputatul USR Micu Ordan a fost dat afară, miercuri, de la edina Consiliului General al Capitalei, după ce a vrut să ia cuvântul pentru a expune punctul de vedere legat de transmiterea în administrarea administraiei STR-zilor sector unui are ATB-a STR Pungerii Buzetii, Berzei, scrie Hot News. Micu Ordan a fost acuzat de cetre Orlando Culea, președintele din ei, ce nu a respectat regulamentul Consiliului General al Municipiului București, i-a transmis ce nu i se va permite să ia cuvântul. Cum Micu Ordan a insistat, președintele din ei a cerut intervenția agenților de paz pentru a-l evacua din sal pe deputatul USR. Ulterior, Micu Ordan a declarat ce intenționează să depună o plângere penală împotriva lui Orlando Culea, întrucât legea îi permite să participe la ediniile primăriei, dar îi se ia cuvântul, în calitate de deputat.